Bună ziua și bine ați revenit la Biblioteca Județeană Gheorghe Teodorescu Chirilanu. În această perioadă în care sărbătorim și zilele bibliotecii. Așa cum v-am obișnuit, debutul acestor zile a luat în discuție și a prezentat realizările sistemului de biblioteci din județul Neamț, proiecte de succes ale bibliotecii județene implementate pe parcursul ultimilor ani, dar și câteva repere istorice referitoare la funcționarea bibliotecii în acest lăcaș, e vorba de anul 1972, de faptul că aniversăm 50 de ani de la desfășurarea activității în această clădire, acest corp inaugurat în 1972, anul internațional al cărții, 30 de ani de când în titulatura bibliotecii întâlnim denumirea cărturarului Gheorghe Teodorescu Chirilanu și trebuie să ne reamintim că sărbătorim și peste 150 de ani de lectură publică la Piatra Neamț. Iată că interesele de lectură, biblioteca publică și comunitatea își găsește tot mai mult un grad de adresabilitate prin punerea în valoare și a proiectelor de istorie locală, cunoașterea contribuției personalităților locale la dezvoltarea acestui ținut, ținutul Neamțului, a județului Neamț și a acestei comunități, a orașului Piatra Neamț. Salut prezența acestei apariții editoriale. E vorba de ținutul Răzeșilor Neamț, istorie și etnografie. Felicit autorii pentru acest demers documentar și pentru faptul că au scos la lumină noi surse de informare și documentare care ne pun în valoare, atât din punct de vedere istoric, dar și etnografic. Și ne bucurăm că feedback-ul comunității locale față de acest demers editorial, dar și de consultarea publicațiilor despre istorie locală aflate în colecțiile bibliotecii județene, și mă refer atât la colecția de bază cât și la colecțiile speciale, au un grad de adresabilitate mult mai mare și un grad de receptare prin ultimele apariții editoriale din ce în ce mai, să spunem, mai mare. Nu trebuie să uităm aici și biblioteca digitală, publicații digitizate din colecțiile speciale referitoare la Neamț și Ținutul Neamțului, lași momente importante din istoria României pe care le puteți consulta accesând rubrica Bibliotecii Digitale de pe site-ul Bibliotecii Județene. Invit acum autorii acestui volum să ne împărtășească câteva din gândurile care i-au motivat în acest demers de cercetare și documentare și poate să vă provoace să consultați acest volum pe care îl veți regăsi și în colecțiile bibliotecii prin acea donație făcută de doamna inspector Elena Preda. Vă mulțumesc pentru participare, vă mulțumesc și vă felicit pentru această carte și vă așteptăm la bibliotecă de fiecare dată cu același drag față de carte, cultură și știință. Doamna directoare, vă mulțumesc foarte mult pentru că ne sunteți gazdă din nou și o să venim de fiecare dată cu aceeași bucurie, pentru că împărtășiți aceleași valori pe care le împărtășim și noi. V-am invitat astăzi și vă mulțumim frumos că sunteți alături de noi la o a doua ieșire în public, de fapt, a acestei cărți. Prima a fost într-un grup mic, restrâns de... au participat colegii profesori de istorie. Astăzi încercăm să ducem un pic mai departe acest volum, care nu este, dacă vă așteptați la un volum academic, cu înaltă ținută academică, nu ne-am gândit să oferim așa ceva, ne-am gândit să realizăm o cercetare care să ajungă la toată comunitatea, să ajungă la copii, să ajungă la toți cei care sunt interesați de trecutul nostru. Povestea acestei cercetări vine, de fapt, dintr-un proiect. Acum pot să răspund și unei întrebări de ce ghindeoanii nu sunt aici. Nu sunt pentru că
Cartea este o parte a unui studiu de amploare de 1500 de pagini realizat pe regiunea de nord-est și pentru un gal, și după cum știți, pe galuri sunt doar anumite comunități. Noi am participat la acest proiect studiind comunitățile care fac parte din Ținutul Răzeșilor. Și, de ce nu, e o provocare pentru noi să continuăm acest volum cu alte cercetări viitoare la care, bineînțeles, o să vă invităm. Alături de colegul meu, profesor dr. Daniel Diaconu, și Dumnezeu să-l odihnească în pace pe colegul profesor Vatamanu, care nu s-a bucurat să fie alături de noi, el a realizat și foarte multe fotografii din acest volum. De acolo de unde este, presupun că se bucură că măcar noi astăzi aducem spre știință copiilor care doresc să cunoască așa cum a fost istoria în Ținutul Neamțului. Repet, o felie din această istorie. Și, de ce nu, celor care sunt, așa cum spuneam, interesați. Povestea acestui proiect a devenit foarte serioasă, ea va avea o continuare și noi ne-am propus să primim și această provocare viitoare pe viața boierească din Ținutul Neamțului și vom vedea ce va ieși. Deocamdată o să intervin probabil spre final pentru a vă destenui câte ceva din, sau mă rog, de a vă aduce la cunoștință câte ceva din cuprinsul acestei cărți, dar înainte de acest lucru, îl rog pe colegul Diaconu Daniel să intervină. Mulțumesc! Așa cum spunea și doamna profesoară, un rol foarte important în realizarea acestei cărți l-a avut regretatul profesor Cristian Vatamanu, cu care am mers în multe din satele din Ținutul Răzeșilor. M-a însoțit cu mașina, așa cum au făcut-o și alți profesori sau bibliotecari. Ne aflăm la Biblioteca Județeană și nu trebuie să neglijăm aportul bibliotecarilor din județ la realizarea acestei cărți. Domnul Ronică Leonte este de față, a fost ghidul nostru în Tupilați, de asemenea Dan Lupei la Războieni, doamna Bujor la Dulcești, de asemenea domnul Virgil Cojocaru, care ne-a și însoțit, ne-a pus și mașina la dispoziție în câteva cazuri, de asemenea domnul învățător Ilie Alexandru de la Grințieș, care a mers pe urmele tinereții sale de învățător. Cred că am amintit în mare pe toți. Au contribuit mulți profesori, nu doar de istorie și de matematică și de religie. De asemenea, notăm sprijinul domnului Nicolau, care ne-a pus la dispoziție imagini vechi. De asemenea, ne-a însoțit și el în peregrinările noastre, care au fost niște lucruri foarte frumoase. Am făcut ceva ce ne-a plăcut, ne-am simțit bine cu oamenii, am stat de vorbă cu mulți bătrâni, am fost oaspeți în casele lor, ne-au cinstit, ne-au dat de băut, o trebuie să bem câteodată și dea forța, că se simțeau jigniți, mândria lor de Răzeși era pusă la îndoială. Ni s-a recitat doina lui Mihai Eminescu lângă Valea Albă, lângă locul celebrei bătălii. Am trăit o incursiune, o aventură foarte, foarte, foarte plăcută. Ar fi bine ca cărțile să scrie într-un asemenea mod, nu cu sforțări, nu cu opinteli, și atunci lucrurile, când sunt mai legere, eu consider că ies mai frumoase. Referitor la partea științifică, cartea este scrisă într-un ritm de popularizare, dar baza este științifică. Se poate citi partea de deasupra
poți să o citească oricare, este scris pentru toată lumea. Vrei să aprofundezi, te îndrepți către notele de subsol, care sunt foarte riguroase, și puteți continua cercetarea, aflați sursele și aflați o istorie mai profundă. În partea de etnografie ne-am chinuit, să zicem așa, nu este chiar domeniul nostru de expertiză, dar considerăm că am învățat și o să ne fie mai ușor de acum încolo. Mulțumesc! Întregul proiect, cel de 1500 de pagini, îl găsiți în format electronic pe o pagină specială care poartă titlul cărții Ținutul Neamțului. Ținutul Răzeșilor, scuzați. Despre carte o să vă lăsăm pe dumneavoastră să citiți. Dacă doriți, vă oferim din partea noastră fiecăruia câte un volum. Dacă știți mai multe lucruri pe care noi nu le-am aflat, ne-am bucurat să ni le aduceți la cunoștință, pentru că aici în sală sunt persoane care sunt într-adevăr interesate de acest domeniu și pot să intervină în volumul viitor. Chiar avem nevoie de colaborări pentru viitoarele volume. După cum știți, profesorii de istorie din județul Neamț fac parte dintr-o asociație a profesorilor de istorie. Aici este și președinta noastră, doamna Șoimaru. Și noi toți suntem preocupați de a scrie istoria locală a județului și mi se pare că nu este neapărat doar o pasiune care poate să treacă, ci este o responsabilitate pe care ne-o asumăm și pe parcursul, cel puțin în ultimii 15 ani, în fiecare an am dăruit comunității câte o carte prin proiecte finanțate sau nu. Cert este că funcționează aceste inițiative, să spunem, și încet, încet realizăm un mozaic frumos din ceea ce înseamnă istorie locală și îl dăruim, îl întoarcem către copiii noștri. Am avut grijă de fiecare dată când am avut un astfel de proiect să trimitem cărțile în școli și colegii noștri, profesorii de istorie, să fie alături de noi. De aceea spuneam că ne-am ferit cumva de un vocabular științific, tocmai pentru a ajunge mai repede la sufletul și la mintea fiecărui cititor. Mă bucur că sunt și curtenii noștri aici, o parte dintre copii fac parte din garda Curții Domnești. Mulțumesc frumos fiecăruia în parte pentru că ați ajuns aici. Sper ca după lectură să fiți curioși ce mai urmează. Avem alături de noi doi buni prieteni care ne-au fost întotdeauna alături, dar acum îi rog frumos să fie critici pe cartea aceasta, pentru că așa cred eu că merită fiecare carte o critică bună, pentru ca următoarea să fie și mai bună. Doamna Florentina Buzenski, care este un expert cunoscut în etnografie, a acceptat să fie prima care face critica acestei cărți și apoi domnul inginer Viorel Nicolau, prietenul nostru de dintotdeauna, nici nu mai știu de când. Mulțumesc! Bună ziua! Mă bucur că sunt aici alături de dumneavoastră și înainte de a fi critică, atât cât pot să fiu eu, aș dori să le mulțumesc autorilor pentru ceea ce au făcut. Am un mare respect pentru domniile lor, pe doamna inspector Elena Preda, o știu de foarte mulți ani, este un colaborator al muzeului, nu aș vrea să intru în detaliile activității profesionale ale doamnei, dar oricum autor și coautor de multe studii, de manuale și așa mai departe, formator al profesorilor de istorie, cu foarte multe competențe. Și alături de domnul doctor Daniel Deaconu, pentru care am un mare respect și cred că dumnealui nu știe, nu știu dacă își amintește, oricum nu prezentam prea mare interes în 2009 când am fost la Grințieș
Și l-am cunoscut într-o iarnă superbă, era cândva între Crăciun și Anul Nou. Mergeam pe axial, axialul vechi, înainte de a se reface ca acum. Și era zăpadă și totul strălucea și era ca în cărțile poștale alea de pe timpuri pe care le trimiteam noi. Și am ajuns la Grințieș, unde domnul Daniel Diaconu a pus în scenă banda lui Bujor. Și acolo, la fel, soare frumos, o casă nelocuită, cu o zăpadă necălcată, și au intrat haiducii și a fost ceva de vis. Deci cu asta l-asociez eu tot timpul pe Daniel Diaconu, pentru că până la momentul respectiv m-am gândit ce caută o persoană ca dumnealui, care avea posibilitatea să rămână în mediul universitar, de ce s-a întors la Grințieș. Uite că am primit atunci un răspuns și răspunsuri primesc în continuare și îmi dau seama că aici este locul domniei sale. Și dacă o parte dintre dumneavoastră nu ați citit studiile domniei sale despre minorități, despre evrei și despre romi, sau despre marginali, târhari, haiduci, vă invit să o faceți, pentru că veți afla lucruri foarte interesante. Iar această colaborare nu este prima de acest fel și de foarte bun augur, pentru că scoate la iveală ce este mai bun, ce este fundamentat științific și dintr-o parte și din alta, și scoate la iveală și talentul de povestitor. Deci ceea ce spuneau domniile lor, că nu este vorba de o carte în stil academic, este adevărat, dar este o carte care conține informații științifice bine documentate și spuse frumos. Eu am citit cartea, poți să o citești ca pe un document, poți să o citești și ca pe o poveste. Eu am citit-o așa, și o parte ca document, o parte ca poveste, și dacă noi, niciunul dintre noi nu s-apucă să citească toate monografiile locale pe care dumnealor le-au parcurs, așa, n-am făcut nici eu, cu toate că prin grijă domnului Viorel Nicolau am foarte multe monografii la Muzeul de Etnografie, așa, am aflat lucru care la fel m-a emoționat despre satul bunicilor mei și am aflat că este consemnat în timpul lui Alexandru cel Bun și vorbesc de satul Negrești și mi-a făcut mare plăcere și alte lucruri. Cartea conține 3 capitole mari. Nu voi intra în capitolul de istorie pe care îl pornește de la primele consemnări și până în ziua de astăzi, ci voi merge mai mult pe partea de etnografie. Sunt 130 de pagini dedicate acestui subiect, în care atinge domeniile mari ale etnografiei și sunt convinsă, adică eram convinsă de când am citit capitolul, că le-a fost greu să stăpânească această parte, pentru că sunt foarte multe arhaisme, regionalisme, dar pe care le știau sau le-au înțeles foarte bine și au făcut un rezumat a ceea ce înseamnă etnografia zonei. Pe de o parte vorbim de arhitectura zonei și au mers și la arhitectură religioasă și la arhitectură laică. Înțelegem foarte bine din aceste 20 de comune, dintre care un oraș, nu? Și 19 din județul Neamț și una din Iași, înțelegem foarte bine care era tipologia locuințelor, care erau materialele de construcții. Înțelegem ce meșteșuguri erau înainte și ca un adevărat cercetător de teren, ca cercetător de teren cum ați fost dumneavoastră, ați descoperit și lucruri pe care eu nu le știam, nu știam de ultima persoană care face funii. Cine mai știe de meșteșugul acesta al funeieritului în zona noastră, la Făurei? Sau, de exemplu, au încercat să scoată din fiecare comună să găsească ceva specific, nu? Și au găsit că la Țibucani se creșteau cai, că se cultivă ceapă, pentru că este important, nu? Sau că bodeștenii erau cărăuși și, na, creșteau și gâște și aveau livezi și așa mai departe. Deci au scos de la fiecare ceea ce mai este important. Au mers după aia la Portul Popular și au găsit trăsăturile comune ale portului popular din zonă și la fel câteva lucruri despre textilele de interior. Partea cea mai frumoasă din punctul meu de vedere este cea dedicată sărbătorilor. Au pornit de la riturile de trecere și au ajuns la sărbătorile de peste an,
sărbătorile de Paște și cele de sărbătorile de iarnă, cărora le dedică un capitol mai amplu, cum pare și normal, nu? Tuturor ne plac sărbătorile de iarnă. Deci au făcut un lucru bun și eu aș recomanda cartea să o citească întâi și întâi elevii, să fie un punct de lectură de unde să pornească și să-și descopere cum poate nu au chiar vârsta la care se gândesc la cine au fost înaintașii lor. Nici noi nu cred că ne-am gândit când eram adolescenți, aveam alte lucruri mai bune, ziceam noi, de făcut atunci, dar nu cred că strică nimănui să afle ceva despre satul în care au trăit bunicii, străbunicii, așa, și să-și dea seama care sunt totuși valorile pe care trebuie să le păstreze și să le transmită. Cartea conține fotografii noi, conține și fotografii vechi, document, și poate cine știe, de când ați lucrat la carte, unele dintre fotografii chiar au devenit document, nu știu dacă acele case pe care le-ați fotografiat mai sunt, și este important și acest lucru, că nu numai ați cercetat documente, ci și ați adunat documente. Vă felicit și sper să mă invitați și la următoarea lansare. Este greu de lucrat pe astfel de proiecte, ne ajută, dar ne condiționează deadline-ul și este greu de lucrat. De aceea vă felicit încă o dată. Mulțumim, mulțumim foarte mult și pentru viitoarele colaborări, zic eu, mulțumesc. E bine să trecem mai des pe la dumneavoastră, să avem o expertiză în plus, că așa este bine. Domnul Viorel Nicolau, ați fost multă vreme alături de noi și uneori ne-ați și împins așa de la spate, ne-ați provocat. Aveți și o relație de prietenie, zic eu, încercată cu domnul Diaconu, zic eu, și o prietenie frumoasă cu mine, așa că sper să nu ne atacați foarte tare. Vă mulțumim frumos pentru tot ce ne-ați dăruit să punem în acest volum. Varianta aceasta a cărții este într-adevăr o variantă. Eu aș fi pus pe o copertă sau pe prima pagină o hartă, ca să știe toată lumea care este Ținutul Răzeșilor din Neamț. Este un punct de vedere, harta există, Daniela are, dar pe semne din prea multe preocupări s-a uitat. De ce spun asta? Că am auzit mai devreme o întrebare a unui prieten care a scris despre Ghindeoani, că de ce nu apare Ghindeoani? Pentru că nu făcea parte din galul respectiv. Așa. Părțile bune ale cărții sunt că în urmă cu vreo 30 de ani, în sediul acesta al bibliotecii, puneam la cale țara. L-am descoperit pe Spiru Haret după 100 de ani și am zis să facem și noi ce nu s-a făcut în ultimii 50 de ani. Și împreună cu bibliotecari, cu o parte din bibliotecari de atunci, am zis că vom face monografii pentru fiecare comună a Neamțului. Toată lumea s-a uitat la noi că suntem... Și atunci am încercat să plasăm. Cine poate să facă Ghindeoanii? Cine nu să facă Costișa, domnul Dan Poberevnic, care a scos una din cele mai echilibrate monografii, și tot așa în tot județul, nu neapărat prin noi sau cu ajutorul nostru, au început oamenii să-și caute trecutul. Unii să-și caute fala pentru viitor și pentru a rămâne în viitor cu o realizare de carte. Principal a fost că s-au făcut niște încercări. Pe zi ce trece, informațiile sunt din ce în ce mai multe. Apar cărți care au stat prin biblioteci particulare, prin decesul celor care se preocupau cu adevărat de cultură, cărțile au ajuns pe o linie de piață, la prețuri derizorii pe toate site-urile, și cărți bune. Avem arhivele. Din nefericire, pandemia a cam închis ușa și se intră la arhive doar pe relație de prietenie. Sunt puțini salariați, mult de oferit,
mulți care vor să caute în arhive fără de multe ori să știe ce caută și unde caută. Daniel Diaconu, profesorul cu har și dar, a simțit importanța monografiilor. Am umblat împreună prin arhive, nu numai la Piatra, Iași sau la București, pe unde aflam câte ceva, ne străduiam să vedem, măcar să avem o idee despre ce se poate și undeva să rămână agățat în memoria noastră că în zona respectivă se găsesc documente despre ceva din zona noastră. Cartea este echilibrată, 4 capitole plus studiu introductiv, plus o bibliografie de vreo 4 pagini, cu Ciohorani, care aparține de Iași. Am avut o trecere când am făcut o carte cu monumentele comemorative. Mi-a spus cineva, ca să ajungi într-un sat în altul, în județul Neamț, treci dealul. Nu mi s-a spus că dacă trec dealul, ajung întâi în județul Iași și pe urmă. Și recunosc că nu știam, nu bătusem zona Romanului. Și am ajuns în Iași, văd un monument care nu-l știam, caut și întreb unde mă aflu. Lumea veselă, ești aici și nu știi ce caut. Da, am venit peste deal. Înseamnă că ești din Neamț. Da, păi ăsta e monumentul Iașiului, noi suntem în Iași. Ok, și monumentul, primarul ăsta de acum, o l-a vopsit o leacă și a scris numele și a zis că l-a făcut el. Dar monumentul e de când eram eu copilă, îmi spune o babă de vreo 70-80 de ani, care tocmai se îndrepta bioaie spre nuntă. Așa am aflat că toate drumurile din Neamț duc ba prin Iași, ba prin Bacău, ba prin Suceava. De unde se vede că zona ar trebui să fie într-adevăr o zonă geografică, istorică mai largă, nu cu zeci de județe, sute de comune, ci un areal care să poată fi stăpânit mai ușor, coordonat mai ușor. Bibliografia, notele, fotografiile, din păcate, toate cărțile făcute pe spețe proprii suferă la hârtie. Am scos și eu câteva cărți cu multe imagini, le-am făcut pe hârtie mai meschină, dacă se poate spune mai meschină, tocmai din lipsa de bani. Dacă fotografiile ar fi făcute pe o hârtie corespunzătoare, ar însemna un preț la carte și așa nu se prea cumpără cărțile, mai ales monografiile care au un public țintă. Dacă se primește cadou, o ia omul, spune mulțumesc, o pune undeva într-o bibliotecă sau într-un sertar și urmașii o vor lua și o vor duce undeva. Foarte rar se mai pleacă cineva a doua oară peste o carte. Este o constatare... Nu, vă încurajez. Păi trebuie să faceți, poate cumva se va schimba mentalitatea noastră. Astăzi am găsit și am văzut că și profesorul Daniel a găsit un tip de la Muzeul de Istorie din București care a scos din documente taxele, birurile de altă dată. Și era o înșiruire de vreo 80 de poziții separate. Daniel a fost mai plastic când i-am văzut comentariul, să nu dăm idei. Eu am zis, ideile oricum există la clasa politică, pentru supraviețuirea lor trebuie să inventeze sau să reactualizeze niște dări, taxe, impozite, biruri, cum vrem să le numim, dar care până la urmă se referă la același lucru. Deci asta pot să zicem atunci că asta e partea de bine. Puțină critică de bine. Motivele populare pe copertă, biserica, tradiția, mai mult de atât nu merită decât felicitări. Vă mulțumesc și vă doresc o lectură plăcută. Noi vă mulțumim. În final,
vă dăruim câte o carte, atâtea câte sunt aici, puteți să intrați în posesia lor, să aveți o amintire de la noi, fără bani, evident, că noi nu am făcut niciodată comerț cu, carte, cu cărțile noastre, din mai multe motive. Unu, pentru că am beneficiat și de niște proiecte în spate, doi, pentru că, după cum vedeți, e un fel de hai să punem mână de la mână, minte de la minte, inimă de la inimă și să dăm comunității acest frumos dar. Am promis doamnei director Roxana Zroseanu de la Direcția Județeană pentru Cultură NAMS să-i citesc mesajul și promisiunea făcută trebuie îndeplinită. Volumul de față este indiscutabil o lucrare valoroasă, un demers util adresat deopotrivă administrației și publicul larg, în mod deosebit tinerilor care caută în mediul în care trăiesc valori, un sens și o cale de urmat în aceste vremuri agitate. De altfel, statutul de profesori al autorilor a dat o vădită tentă didactică lucrării. După conținut, nu aș putea stabili o încadrare exactă a materialului într-o anumită categorie. Dacă în prima parte cea mai consistentă este lucrare de cercetare bine documentată din punct de vedere istoric și geografic, în a doua parte, mai restrânsă, dedicată studierii elementelor etnografice și de patrimoniu imaterial, ea s-a transformat într-un ghid turistic. De altfel, chiar autorii au menționat la final că scopul demersului este acela de a constitui baza informativă pentru dezvoltarea turistică a zonei. În privința raportării la patrimoniul cultural al județului, sunt nevoită să semnalez câteva inadvertențe care pot fi ușor remediate la o ediție ulterioară. Iată că este așteptată o ediție ulterioară, revizuită și adăugită dacă se va dovedi o colaborare cu specialiști din domeniu. Printre acestea, aș puncta raportarea la o listă a monumentelor istorice din 2004, deși exista o variantă anului 2015. În paginile dedicate lui Ștefan cel Mare a fost omis monumentul istoric Pod de Piatră din Saltul Turtureș, Comuna Girov, datat 1475. De asemenea, aș dori să atrag atenția asupra încadrării greșite din punct de vedere administrativ a unei localități. Satul Bozienii de Sus face parte din Comuna Ruginoasa, nu din Comuna Dulcești. Lucrarea este, în linii mari, o monografie complexă a comunelor care compun Ținutul Răzeșilor și deschide calea unor studii mai aprofundate, cum ar fi cele de arhitectură tradițională. Este un proiect început de instituția noastră încă din anul 2017, vorba de Direcția pentru Cultura a Județului Neamț, care își propune identificarea în teren a elementelor specifice a arhitecturii tradiționale din fiecare comună a Județului Neamț, fotografierea lor și întocmirea unor studii care să convingă autoritățile publice, locale și cetățenii despre importanța conservării acestor elemente de patrimoniu local și posibilității de dezvoltare generate prin punerea în valoare acestor elemente. În final, felicit autorii pentru munca depusă, le doresc mulți și buni cititori și nutresc speranța că îndemnul de la final va reuși să sensibilizeze autoritățile publice locale din comunele vizate în sensul unei mai buni conservări și promovări turistice a valorilor locale identificate prin acest studiu. Deci, alături de felicitările doamnei, felicitările noastre, ale tuturor și întru mai mulți cititori și să știți că din ceea ce avem noi ca și statistică de bibliotecă și grad de adresabilitate, comunitatea se întoarce spre lucrările de istorie locală. Și vă felicităm și vă mulțumim. Mulțumesc. Îi mulțumesc și doamnei Josanu și, de ce nu, așteptăm să fie alături de noi la viitoarele cercetări. Știu și eu niște colaborări de substanță, având în vedere că are expertiza pe care o are. Evident, vă rugăm să ne lăsați mesajul domniei sale. De aceea, noi ne supunem cu drag acestei judecăți, deși mulți dintre dumneavoastră știu ce înseamnă să scrii o carte. Și aici las puncte de suspensie. Vă mulțumesc